La nivelul județului Iași, în anul școlar 2018-2019, va funcționa un număr de 221 de unități de învățământ de stat. Activitatea școlilor din județul Iași se desfășoară în 1470 de clădiri. Inspectorii ISJ și DSP au publicat rezultatul evaluărilor tehnico-sanitare ale școlilor din întreg județul. S-a constatat că igienizarea spațiilor de învățământ s-a efectuat în proporție de 100% în 202 unități școlare, iar în alte 19 unități era în curs de finalizare. Din cele 221 de unități cu personalitate juridică de la nivelul județului Iași, în peste 200 dintre acestea, procesul era finalizat la momentul desfășurării inspecției. Doar în 19 dintre ele era în curs de derulare. Au fost impuse măsuri pentru urgentarea și finalizarea procesului. La momentul actual, toate școlile sunt pregătite din acest punct de vedere. Combustibilul necesar pentru perioada rece a fost asigurat în proporție de 100% în majoritatea unităților, cu excepția câtorva unități școlare, care au achiziționat doar jumătate din combustibilul necesar, dar care au alocate fondurile achizițiilor restante. Combustibilul pentru perioada rece este achiziționat în proporție de 100% în toate unitățile școlare, cu excepția a 5, care la momentul desfășurării inspecției aveau achiziționat în proporție de 50% acest combustibil. De regulă este vorba despre combustibilul solid, decât despre lemn. E vorba de liceul Răducăneni, de școlile din Sârca, Păușești, Moșna și Șcheia. În județul Iași, 40 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare. Doar în 40 există clădiri în care se desfășoară activitate educațională și unele din aceste clădiri nu au autorizație sanitară de funcționare. Motivele neacordării autorizației sunt aceleași ca în fiecare an: lipsa apei potabile, gruburile sanitare în exteriorul școlii și clădirile vechi în care se desfășoară activitatea cu copiii. Sunt lucrări în derulare, dar există și situații în care lipsește apa potabilă în comună sau grupurile sanitare sunt exterioare. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea autorizației sanitare de funcționare. Majoritatea școlilor fără autorizație sanitară de funcționare sunt în mediul rural, unele la câteva zeci de kilometri distanță de Iași, în localități ca Popești, Hadâmbu, Scânteia, Grajduri, Răchiteni sau Comarna.